Luca Nicola. Doamnelor și domnilor, yes! Eu sunt Dracu. Măi! Și-mi cer mii de scuze. Cere scuze, Dracul? Da. În primul rând, îmi cer scuze pentru că n-am mai luat pe nimeni. Pentru că mi-e frică de COVID. Și în al doilea rând, jur că fac o criză uriașă de nerv dacă îl mai aud o dată pe Teodosie zicând că vaccinul e ochiul Dracului. Ați auzit ce zice Teodosie? Așa e. Dracului, semnul satanei, nenumitul. Bun. Dacă ar fi după mine, ați putea să muriți și acum, doar că nu o să vă ia dracu. Asta e singura problemă. Va trebui să veniți singuri. Bun. Uite, de fiecare dată când se întâmplă ceva rău, e de la dracu. De fiecare dată când ți se întâmplă ceva bun, e de la Dumnezeu. Și să știți că e foarte, foarte frustrant. Dar decorul ăla de colon iritat. Ce? Care te... Aud pe câte unul zicând, nevastă mea dracului. Ați auzit expresia, nu? De ce e mame? Nu ți-ai luat-o la biserică? Bun. 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 Ce să vă mai zic eu? Deci dacă după 30 de secunde ai această întrebare hamletiană, s-ar putea să fii belengherul toți. Uite, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap și ți-ai găsit și tu un loc de muncă bine plătit. Numai că șeful tău, ce să vezi, are traci pe el. Ia auzi, mă. Și de câte ori nu-ți faci treaba bine pentru că și-a băgat dracu coada. Bă, dar te-ai gândit vreo secundă că poate doar ești prost? Sau uite, ai intrat în datorii și ți-ai vândut apartamentul și acum stai undeva departe la mama dracului. Dar mama, mama stă în Pantelimon? Aoleu. La 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 la. A venit un sătănel în geacă de piele și așa, cu niște aspecte haioase, presărate pe aici, pe acolo. La mine nu se gândește nimeni, deci când un om dă cu bormașina la 5 dimineața, să-l ia drac. Drac ieftin, drac de slabă calitate. Noi am mai avut dragi de slabă, am avut și moartea de slabă calitate, am avut și dracul și luciferii și toate zburătoarele nedorite în rai. Altul urlă isteric în trafic. Să-l ia dracul la orice oră din zi și din noapte, da? Deci copiii își trimit părinții la dracu, părinții își trimit copiii la dracu, elevii își trimit profesorii la dracu, profesorii își trimit elevii la dracu și poporul își trimite guvernul la dracu. Și să știți că e foarte greu să stai să-i adun pe toți. E foarte greu, dar ce-i drept, din când în când mai vin și mame mișto. Eu vă aștept cu drag dacă vreți să veniți. Cu dracu. Vă aștept cu dracu. Vă zic, e ca în Ibița. Numai că e un pic mai greu cu distanțarea socială, totuși. Și pandemia asta, și că tot de la mine vine. Că am mâncat nu știu ce chinez, un liliac. Și eu ce vin am? Sunt bucătar? V-ați uitat, nu știu, la Scărlătescu și a zis că suntem tot același drag? Jumătate din țara asta nu crede în COVID pentru că nu se vede. Te-ai mai relaxat, ți-ai dat seama că... Știi? Nici inteligența ta nu se vede, dar ești convins că există, nu-i așa? La asta nu v-ați gândit. La dracu, nu. Ok, și acum probabil vă întrebați de ce l-am ales pe dracu, evident. Stăteam în oglindă și mă gândeam, bă, ce să fac la umor? Bă, ce dracu să fac la umor și... Da. Și m-am gândit, bă, arăt ca dracu? Da. Mă simt ca dracu? Da. Sunt prost ca dracu? Da. Al dracu să fiu dacă nu te aplaudă. Aș mai fi stat de vorbă cu dumneavoastră, dar e meci mare. E meci mare. Fece Raiul contra Fece Iadul. Probabil o să spuneți că cei din Rai o să câștige, pentru că acolo sunt jucătorii cei mai buni. La dracu. Dar arbitrii? Atât am avut.